Te-ai abonat sau nu mă te uiți așa că sunt costumul ăsta sau care treabă? Dacă tot ai intrat, bag un abo și o să spun câteva lucruri despre noi. Nu te mira. Să dăm drumul la vlog. Jam. Jam. Bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul nostru de YouTube. Ui, stați bine? Pe un Küchenrolle. Küchenrolle. Mi-am pus... Căștile astea, am văzut că se practică pe YouTube, mulți stau cu căștile. Eu nu înregistrez cu microfonul ăsta, înregistrez cu cele trei microfoane pe care le am pe GoPro. Jamilor, pentru cei care v-ați abonat în ultimul timp, în ultimile luni pe canalul nostru, noi suntem o familie de români stabilită în Germania. Trăim aici, lucrăm aici, ne trăim viața în Germania, în Deutschland, Alemania. Subscribe, dați vlogul mai departe. Acesta este un vlog despre viața noastră aici, ce facem noi la weekend, prăbit pe aceste tărâmuri, să dăm drumul la vlog, prea multe detalii. O să vă spun mai multe lucruri pentru cei care încă nu ne cunoaște sau pentru cei care nu ne cunosc deloc. Vă pupă geamul, să dăm drumul la vlog, merem la grădină, habar nu am ce să facem acolo. Am niște idei. Hai să vedem ce se întâmplă. Sâmbătă. Haideți să vă pun o muzică. Cum v-am obișnuit. Jam. Nu așa. Nebunie, Jamilor. Multe chestii. Multe chestii care ne trebuiesc. Ne trebuie. Ne trebuie. Uite aici punem răsadurile la soare. Care stau acum afară, acolo. Și aici sunt toți bulbii care o să-i punem iară, la toamnă sau când se pun. Stăm în Germania de 10 ani. Eu, cel puțin. Sunt și cetățean german. Cum am obținut cetățenia și ce aveți nevoie pentru a obține cetățenia germană, vă pun pe aici, pe sus. Am făcut un vlog sau două. Österreichische. Bă, vinul ăsta care mai vi l-am arătat de șpriț, e minunat, minunat. De atunci numai pe ăsta îl cumpăr. Încercați să nu beți alcool, Jamilor. Mai ales dacă sunteți minori. Niente, nada, nein, no, nu. Ok? Alcoolul dăunează grav sănătății voastre și a noastră. Și, de fapt, nu numai alcoolul, orice chestie care este folosită în exces îți dăunează sănătății. Și dacă mănânci o tonă de ciocolăți, Jamilor, ești gata. De aia, un paharel e ok, dacă ai peste 18 ani, un pahar de vin la weekend și noi... ați văzut cum am făcut și noi, nu vă mint, pe barba mea, bem alcool, Jamilor, numai la weekend. În timpul săptămânii nu avem timp de așa ceva. Suntem ocupați până peste chelie. Hai, țâmbolică. Unde stăm? Hai pe scaunul ăsta, știu. Țâmbol. Picioare. Țâmbol. Frășmară. Bueno, pentru că bueno înseamnă genau. Exact la asta m-am gândit. Când de bueno? În vlogul de astăzi și în vlogurile viitoare vreau să ne cunoaștem puțin mai bine, să vă spun câteva lucruri despre noi, să ne apropiem unii de alții în această perioadă, măcar de la distanță. Nu numai că vreau să ne cunoaștem și să dați vlogul mai departe, vreau să vă pun niște muzică. Unul dintre hobby-urile mele din tinerețe era să strâng muzică. Pe vremea aceea găseai foarte greu muzică, nu aveai toate platformele și platformele care există azi. De fapt, nu prea aveai internet acasă, trebuia să mergi la un club de internet. Ori,
Cineva cumpărase un CD-ul, o casetă, ți-o împrumuta, ți-o înregistrai, ți-o copiai. Astăzi, poate copiii noștri, generațiile care vin, nu știu încă cât de prețioasă era muzica pentru noi. Bineînțeles că deja când abia trăgeai câteodată muzica de pe placă, pe casetă, pur și simplu lăsai pick-up-ul să curgă și înregistrai cu castofonul. Muzica în general îmi place, jamilor. Îmi place muzica indiferent de gen. Dacă mie îmi gâdilă o melodie, un neuron, îs fan. Astăzi o să vă pun la muncă. Eu am muncit săptămâna asta. Am băruit în casă, camera jamului cel mic, am băruit-o și bucătăria, ca să mă laud puțin, cât de harnic, mis. În afară de asta, mi-am procurat o chestie, nu știu dacă o să ne ajute, dar o putem încerca pentru ce avem de făcut astăzi. În stânga mea, în dreapta voastră, dacă nu mă înșel, vrem să curățăm tot zidul, iar încet, încet ne vom apuca să-l tencuim. Asta probabil în vreo 2-3 vloguri care vor urma. Sau poate e deja gata. Când o să veniți voi pe aici. Țineți-vă bine. La muncă. Muzică. Maestre. Șantier. Șantier, fii atent cum am băgat pe aici. Tot am spart. Ăsta e destul de stabil aici. Vezi? Aici am spart ca lumea. Deci, nu știu dacă... Acum nu știu, poate băgați și voi în comentar. Nu știu dacă să las numai jumate de treaptă sau să o las pe toată. Uite aici, n-am văzut. Trebuie să dau, să mai vin o dată cu șpaclu. Partea asta nu era plămâită azi. Aici în spate, săptămâna trecută am săpat. Aș și săpat mai adânc, dar aici sunt niște butoaie. Sunt 3 butoaie. Aici sunt 2. Acolo e al treilea, în mijloc. Vezi? S-o vede. Nu știu la ce foloseau. Strâng apă în ele, ceva de genul. Toată partea asta am rașchetat-o. Și o să venim acum și închidem crăpăturile. Aici e una, acolo e o crăpătură. Ăsta nu reușesc să-l deschid sau să-l închid. Am vrut să spar, să-l fac mai mare, știi? Dar o să-l las așa. Și cât mai e, cât mai e aici. Nici nu știu cu ce să încep, cu stânga sau cu dreapta. Zic că cu un șpriț. De un aperol șpriț, mi-e dor. Ia să zic nevastă mea. Vanda, un aperol șpriț, ce zici? Când să facem? Weekendul viitor. Weekendul viitor, șamilor, dacă sunteți abonați și vă uitați la vlogurile noastre, o să preparăm un aperol șpriț. Hai să dăm drumul la un foc. Asta ar fi ideea de bază, ca să și mangiare puțin, nu numai muncă. Ce atâta muncă? Facem un vlog mai lung, ce ziceți? Sunteți de acord? Mă bucur. Hai să vă pun ceva chilianu, relaxing, ceva reggae vibes, Mo Fire Babylon. Un alt artist preferat de muzică reggae. Apropo, eu am avut dreaduri. Dacă nu mi le-aș fi tăiat, dreadurile mele ar fi fost acum undeva până la genunchi, dacă nu mai jos. Deci imaginați-vă un jam cu dreaduri, care vă pune acum unul alt artist preferat, în afară de Bugiu. Cred că între Bugiu și artistul ăsta îl aleg pe el. Este unul dintre primii artiști de muzică reggae, raga, dancehall, de care am auzit când am auzit de muzica aceasta, în afară de Marley, pe care îl știți cu toții. Se numește, doamnelor și domnilor, vi-l prezint în scenă, cu genunchii la piept, pe Mighty Capleton. Jamilor, Mighty Capleton, jam.
fi judge a town, dem want fi turn it in a cowboy town. Aye, we look a know. Judge a city, judge a town, dem want fi turn it in a dead man town. Aye, we look a know. Mr. Drunkard Jack of John Brown, we now are no more than the inner town. Mr. Happy Gossel Lucky Trigger Happy Owl, we now want no more dead body. Well, Mr. Joe kill quick, we now want no more hit. We now want no more grave, we now want no more casket. Well, life we promote, which is righteousness. So don't get a lick, we now look and know. Judge a city, judge a town, them want to turn it in a cowboy town. Aye, we no look and know. Bloody city, bloody town. Ia mai termină naiba cu prostiile astea de muzici. Bă, nu te uiți ce e în trend, bagă pe Vulpița, bagă ceva, nu știu. O mania tare. O paidiri, da. Asta e cea mai tare mania care poți să o bagă acum. Nu te mai prosti cu Capleton, cu Bugiu, cu dinălea, cu funk, cu... Revino-ți în fire, mă! Fii cu minte, ține mâinile la spate. Să vă țineți bine. E bine de tot. Costumul anti-viperin. Ce costum anti-viperin? Nu avem vipere aici. Vipere poate pe la Herculane. Paianjeni. O să ne băgăm în pifniță, a.k.a. Keller pe germană, și să rupem paianjeni în doi, în trei, în câte apucăm. Și dacă în patru, nu contează. Am luat o mătură de plastic cu care o să le rupem capul la paianjeni. Gereide, ciocinde, haide cu noi. Pe programul 3. Gluma e glumă, dar acum e seriozitate maximă. Cel mai aiurea ai la costumul acesta când îți vine să mergi la toaletă. Vi-ți gata? Că eu nu. Hai să-i dăm. Începem cu începutul. Păi, știi cum e aici? Deci, ultima dată când am intrat, au fost niște paianjeni din aia, cât pumnul. De asta m-am îmbrăcat așa. Dar tot în sandale, mă simt vulnerabil. Astea sunt întrerupătoarele din 2020. Bun, haideți să începem. Undeva trebuie să începem. Și eu zic cel mai bine la intrare. Uai, uite-l cât e, de exemplu. Ăsta e unul. Nu știu dacă se mai vede. Bă. Îl vezi? Uite aici, există. O să-l las în pace. Următorul pas aici este să aruncăm... Să aruncăm ce nu ne trebuie și să ne punem chestiile noastre, bineînțeles. Deci, frate, aici... Ori trăiește Spider-Man sau ceva. Trebuie să vă gândiți, în afară de nebunia asta care o vedeți, că aici sunt niște chestii foarte interesante, Jean-Milo. Și văd tot mai bine chestiile de unde se aerisește. Mă, omule, mă! Ce e aici, mă, omule, mă, de când ne-ai mai făcut curat acasă? De când ne-ai mai făcut curat? Nu știu cum o vedeți, sper să mă vedeți cât mai bine. În acest întuneric. Dar, uai, cât e asta, frate? Uai, sper să l-am omorât, dacă nu îmi dă el mie. Ori a fost femeia aia de la care am cumpărat cocioaba asta. Cuvântul cocioabă, îl mai știați? Jamilor, aici o să ne mai băgăm o dată, să scoatem toată avuția
să băgăm avuția noastră, probabil murături, nu știu, ceva vin. Aș vrea să fac niște vin, având în vedere că avem aici o viță de vie. Ar fi păcat de ea. Nu o să mă țin pe jos. N-am nicio treabă. Aici, în pivniță. Oh! Acum. Știi câteva lucruri despre noi? Cine suntem? Aproximativ. O să revin în fiecare vlog cu câteva detalii despre viața noastră și ce facem noi aici, în Germania. De fapt, ce facem noi... Da. Pe acest pământ. Despre asta este vorba. La chestia asta trebuie să vă gândiți. Ce faceți voi pe acest pământ, în această viață foarte scurtă, cu puțin timp de trăit, în care aproape nu apucați să, nici să vă bucurați de prea multe chestii, nici să faceți prea multe lucruri. Ori dormiți sau dormim, suntem neproductivi. La chestia asta aș vrea să vă gândiți în această vineri, în afară de relaxing și așa, numai ca idee. În rest, vă mulțumesc pentru abonament, pentru like și că vi-ați omorât timpul în loc să faceți ceva mai constructiv, uitându-vă la vlogul meu. La vlogul nostru, de fapt. Up!